Salutare, dragilor! Bine v-am regăsit în clipul numărul 9. Acum vom discuta următoarele formule. Integrală din 1 supra radical din x pătrat plus a pătrat de x egal cu ln din modul din x plus radical din x pătrat plus a pătrat plus c și integrală din 1 supra x pătrat minus a pătrat egal cu ln din modul din x plus radical din x pătrat minus a pătrat plus c. De menționat este faptul că formula este aceeași, singurul lucru care variază, adică se modifică, este plusul și minusul. Dacă inițial avem plus, înseamnă că subradical vom avea plus. Dacă inițial avem minus, înseamnă că subradical vom avea minus. Acum, haideți să trecem la treabă. Avem primul exemplu, integrală din 9 supra radical din x pătrat plus 1. 9 va ieși în față deoarece este constantă și vom avea 9 integrală din 1 supra radical din x pătrat plus 1 de x. Și ne va da 9 ln din modul din x plus, iar acum copiem exact radicalul de la numitor. X pătrat plus 1 plus c. Următorul exemplu va fi integrală din 3 supra radical din x pătrat minus 6 de x. 3-ul va ieși în față, deoarece este constantă, și va fi 3 integrală din 1 supra radical din x pătrat minus 6 de x, egal cu 3 ln din modul din x plus radical din x pătrat minus 6 plus c. Aceasta a fost lecția de astăzi. Nu uitați să dați un like și un subscribe. Ne vedem data viitoare!